O să vă prezint așa pe cât pot eu să recit câteva poezii din ultimul volum, Semn de la Vrăbii. Inițiere. Dau nopți lumină din lumina ochilor mei și atunci se crapă de ziua. Taburetul. Tot încercam să stăm pe același taburet, spate în spate, asta când timpul ne permite. Nota de echilibru se menține jumătate-jumătate, spate în spate. De la o vreme am început să ne mișorăm, încăpem pe un el, încăpem pe el și ne simțim din ce în ce mai confortabil. Remarcăm faptul că eu am apusul în stânga, tu l-ai în dreapta. Și în loc să se afunde cu noi, taburetul se pregătește de zbor. Eu fiindu-i aripă în formare, tu cealaltă. Logica fructului. Din sacul plin al unei zile de toamnă a căzut un măr. Și nu era mărul cel mai măr, dar se fălea pe marginea cărării că el e singurul măr care a știut să cadă din sac. Și ultima, sau ultimul, adiere. Să ieși cu sufletul curat din biserică în zi de sărbătoare și fără a părăsi paradigma să străbați una din ulițile satului de mult nemai umblată de tine, știind că ea ți-a fost ursită întoarcerii, să mergi pe pământ reavă în pufos și să te afunzi în copilărie până la corcodușul de la intersecție unde era o fântână cu cumpănă, aici să îngenunchezi și mulțumire să aduci primului consătean trecător că el există, că tu mai existi. Mulțumesc că acestea au fost. Și spre știința cuiva, să știți că majoritatea, adică nu majoritatea, toți de aici, am absolvit cursurile grădiniței. Dar prunul ăla la intersecție mai este sau nu mai este? Mai e? E bine, înseamnă că aveți în acea umbră să stați din când în când. Da. Cine vrea să ocupe acest loc? Domnul Petruș Andrei. Noiembrie. Mai pot târziu pe străzi să ies, cât îmi dă inima ghes să-mi pun tristețea într-un vers. Când visuri pe sub zare trec, în marea trasă la edec, tristețele mi le înnec. Și pe sub pomii dezgoliți și oameni în par desfrunziți, descurajați și obosiți. Au început mileniul 3, târziu pentru Petruș Andrei, că îl încovoaie anii grei. Și trec prin viață ca turist, într-un noiembrie mai trist, mai sper, mai cuget, mai exist. Decembrie, după George Bacovia. Din nou vine luna decembrie și iarăși fără zăpadă, degeaba te uiți pe fereastră, pustiu e în noi și în ogradă. Iubito, te uită la mine, cum stau în șez lung ca un pașă și cald mai ceva ca în Sahara, de vreme ce stau în cămașă. Din sticla ca chihlimbaru mai toarnă-mi o țuică de aceea și pune-ți și ție o gură să văd cum se strâmbă femeia. Bune și ceaiul de mentă, aroma din el mă convinge să sorb o ceașcă sau două, că focul din șnaps îl mai stinge. Eu îți citesc parodia, iar tu te hlizești dinainte că-ți spune ție instinctul cât îmi trec mie prin minte. Eu nu mă mai duc azi la școală, că e prea mare distanță, și apoi, la sfârșit de decembrie,
cu toții suntem în vacanță. Vă mulțumesc! Da, da, v-a acceptat doamna vacanța sau încă vă pun la treabă? Și mai trimite la școală. Nu știu. Hai, următorul cine? Hai că avem o doamnă, să mai vină și o doamnă, numai o doamnă. O doamnă care de s-a grăbit. E mai departe, e de sus, de la Vatra Doni, de acolo, de la Poiana Candrenilor. Nu? Așa, am lăsat ochelarii acasă, dar nu-i nimic. Sunt pacientul zero. Așa. Sunt pacientul zero. Eu am început totul cu sentimentul meu inflamatoriu. Am fabricat substanța trăirii în laborator, am inventat efectul advers și un impuls de moment. Eu am început totul. Sunt pacientul prescris medical, mai mult cardio decât vascular. Și vinul s-a preschimbat în apă. Înșelăciune, faptă contravențională, nicio izbândă n-a mai fost savurată și neiertarea se făcuse mai rea, mai neiertătoare, în timp ce noi ne jucam cu morțile noastre și nu le mai înviam. Poate aceasta e adevărata credință, când vântul, ca o materie brută, deschide o ușă care nu mai există. Și mai am încă una, vă rog. S-au făcut reglajele, ți-au spus cum stau lucrurile cu depresurizarea, cum vei urca până la o fază terminală. După dieta cu iaurt și fulgi de ovăz, începe levitarea. Ți se instalează simptomul frisonului, dezolarea. Ți se curăță sufletul de substanțe nocive, gudron, nicotină și monoxid de carbon. Îți vorbești de sus și îți devii ție însuți superior. Dacă apar reacții adverse, întreabă medicul sau farmacistul. Mulțumesc! Urmează tot o doamnă, chiar dacă de mult n-am părut cu o carte în peisajul nostru, sper, liric, sper să apară cât de curând, doamna Cristina Emanuela. E cum se spune, o floare rară, adică... Rara avis, nu da. Floare, da. Mai mult, da. Mai mulțumesc. Mult avis? Nu știu, mai mult rară. Nu, eu mai cred că mai mult rară decât rara. Avis. Mai mult rară. Da, atunci să continuăm așa în direcția aceasta de poezii mai vechi. Mâine sunt moșii de toamnă. Astăzi ne-am amintit de poeții, de scriitorii care nu mai sunt cu noi aici în realitatea fizică imediată, dar sunt cu noi mereu în spirit și în această legătură pe verticală. Așa că o să-mi permiteți, deși eu în general scriu poezie fără rimă, poezie cu vers alb, primul meu poem să fie un poem mai vechi, că tot n-am mai adus niciun volum nou, de vreo 10 ani, dedicat părinților mei. Pe vremea aceea o mai aveam pe mama, pe care am pierdut-o, din păcate, în pandemie. Dar mă gândesc că familia e desigur foarte importantă. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că familia este raiul de acasă. Iar un proverb evreiesc spune cam așa: Dumnezeu nu a putut fi pretutindeni, așa că a inventat mamele. Deci, un poem cu rimă, cu ritm.
din volumul Schelete de cai în mișcare. Poemul se numește Trăsura. Mai aud prin somnul spicelor brumate frizianul tatei timpul cum străbate. Ca de peretină să coboare în prag pas de domnișoară pasul mamei drag. Că din altă vară pe aceleași alei roțile trăsurii deveneau scântei, scânteind în lună, nechezat de cal, tineri erau doamne și mergeau la bal. Se duseră anii, tata nu mai este, dar în orice vară, chiar ca într-o poveste, pe la miezul lunii ce o numim cuptor, la mijloc de vise mă apuc un dor de ce a fost odată, de ochi luminoși, era altă seară și erau frumoși lanurile verii, greieri, caviori. Nu eram pe atunci, însă înspre zor, rătăcită încă în briza vesperală, nenăscută umbră precicloidală, murmur pe abisul simțului sonor, trecere asemeni unui meteor, mai aud copita de cal năzdrăvan, cum despică timpul ca un buzdugan și desparte visul dintre ce mai este și ce a fost odată chiar a mea poveste. Împletită ruga pe a lui copită, frizianul încă este a mea ispită. Din valuri de vreme, prin lanuri de grâu, zboară frizianul neținut în frâu și mă așteaptă purul la răscruci de vânt, calul din poveste coamai fluturând. Scânteind trăsura printre graminee, visele purtate spre calea lacteie, în centrul galactic gândul nenuntit, în mijlocul firii visul nedormit. Rotații stelare, roiuri globulare și napus de vară, brațe de spirale. Tatăl meu, luând mâna mamei să coboare, printre lanuri trece gândul ca o boare. Frizianul negru lucește în zenit, din nadir trecutul neînchipuit. Chipurile în vraja picăturii grele, roa înserării, pe arcuș stinghere, vise nedospite și amar de ani, a trecut răsura și pe sub castani și în lumina pură de apus de vis, tot ce se întâmplase e de nedescris. Cum într-o rocadă de amintiri de vară, amintirea poartă urmă selenară, căci sub semnul lunii, încă de pe atunci, în fiece vară tot trece prin lungi trăsura argintată și în ea doi sori, luna și cu soare, părinții amândoi. Mulțumesc! Așteptăm volumul. Să venim cât mai mulți la lansare, nu? Păi, ce faci? Toți! Cât mai mulți, dacă se poate. Bun, hai să continuăm și cu un poet acum, Alexandru Dumitru. Alexandru Dumitru, nu știți, da? Pregătiți-vă, adică totuși, eu n-am o listă, că vine cu tare sau cu tare. A, vreți, dar unde vii cravata acum, să văd ce mai faceți? Așa. Nu? Păi vă nu sunt în față aici, ce să... Un poem inspirat de un tinnitus, care la o anumită etate deranjează cât mai multă lume. A meu a dispărut, nu-l mai bag în seamă, dar a rămas poemul. Empatie. Toamna îmi cântă în oase și mă destăinui pentru că melodia inundă numai urechile mele și nu știu cum să fac sau zumzetul acela de viespar dulce, topindu-și ceara în scorbura nepotrivită. Dar dacă tu ai să alegi câteva frunze fluierate de aceeași toamnă și le așezi pe rană,
în așa fel încât nervii să cedeze la sunete, vei înțelege de ce melcii au adormit în sughițuri, de ce rândunele au lăsat bănuții reîntoarcei la cuib. Dar dacă tu vei reuși să înnozi împletitora unor fire încă verzi și îndrăgostite, ori cu privirea să înneci burnița sfidătoare a zilelor reminiscente, vei afla de ce miresmele obosesc, alergând spre norii de zăpadă. Dar dacă tu ai uitat cum zodia îți numără pașii, rotind arsenalul cu bucurii și tristeți, ca să plătești fiecare clipe diurnă, banalele treceri, retreceri, îndeamnă-te la cugetare. Ușor, ușor vei calma rătăcirile nervilor, toamna să înceteze muzica din oase. Și unul mai scurt, dintr-o altă, așa mai îndrăzneț, eram mai copil, locul. Aici se împrumută oasele, domniță. Poți să-ți găsești un os de pasăre sau unul de pește. Cine se vrea pădurar, așteaptă până cad pleoapele căprioarei. Așa că poți găsi un os de stejar sau unul de paltin. Îți mai trebuie puțin nisip și poți găsi râul și soarele, domniță. Aici, unde se împrumută oasele, unul de pasăre sau unul de pește. Mulțumim! Vă anunț cu nedisimulată bucurie că avem și a venit în mijlocul nostru un mare animator cultural pentru viața băcăvană și prozator în ultimul timp, și vă rog să-l aplaudați pe Victor Munteanu. Și poate ne citește ceva, dacă tot a venit din creația sa. Mulțumesc lui Dumitru Brăneanu pentru prezentarea așa frumoasă. Am să vă citesc o poezie, un poem, întrucât un poem scurt, fiindcă dintotdeauna am spus că la asemenea întâlniri nu este un cenacru, să știm mai un grupaj de poezii. Cuvinte împușcate de toamnă. Întinde mâna și sabia gata să o taie. Aștept în halta ce nu mai există. Toți intră în vagoane. Toți în cap, în trupurile pe care le poartă și în limita din care nu pot ieși. Între cel ce a fost și cel ce nu mai există, aștept pe traseul Bacău, Bălușești, toți în cap în numele primit la botez și în strigăt. Toți își duc zilele în cămașa de forță a imprevizibilului. Între o moarte de cancer și una de accident vascular, aștept ultimul tren detailat, deraiat al răbdării. Mulțumesc! Mulțumim! Iată ce, câte poeme frumoase se spun, cât putem spune pe bună dreptate că avem scriitori, poeți foarte valoroși în filiala asta și care merită tot respectul nostru. O să trecem tot un domn, și pe urmă o să vină și o doamnă, domnul Paul Spirescu, pentru că e așa decan de vârstă, sau printre decane de vârstă. E foarte tânăr. Pardon.
Păi eu sunt pușpa, de asta și spus, doamna judecan de vârstă, de ce? Vă rog, doamna, dar nu veniți aici, că nu, acolo nu vă aude nimeni. Sper că nu ne citiți tot de la stânga la dreapta, ci normal, de la dreapta la stânga, pardon, sau de, ce normal, de la stânga la dreapta. M-a îndemnat aproape să citesc, să recit aici poemul doamnei Dascălu. Mama mea din adâncuri, în fiecare dimineață mă trezesc într-un balcon împrejmuit cu ceață deasă, o stric pe mama și n-o mai găsesc și mama a plecat în zori de acasă. Adulmec umbra ei prin ierburi reci, o urmăresc tot furișându-se printre ruine, dar mama mea nu mai răspunde în veci și cred că mama a uitat de mine. Îi perii straele rămase în șifonier și lustruiesc încălțămintea pendelete, din când în când tresalt într-un unghiar fotografia mamei pe perete, o strig prelung cu glasul răgușit, adulmecând absurd prin ceața deasă, dar mama mea cred că m-a părăsit și nu mai vrea să se întoarcă acasă. În fiecare dimineață mă trezesc pe un covor de iarbă înrourată, o stric pe mama și nu mai găsesc și mama nu mai bine niciodată. Părinte Paiu, ce ați făcut? Ați influențat acum, văd că pe poeții ăștia, poeții noștri, se adresează numai la niște persoane dragi dintr-un trecut apropiat. Sperăm că fascinația e bună. Vreți dumneavoastră să veniți? Haideți! Noastră ați scris despre mama Victoria, numai că mama Victoria trăiește și e plină de viață. Am scris despre mama Victoria, am și poeme noi dedicate ei, care, pentru că mama pentru mine este o sursă de inspirație și o muză. De altfel, poemul la care m-am gândit pentru a fi prezentat în această seară este legat tot de mama, pentru că luna aceasta este luna mea, este luna în care m-am născut și ținând seama că deja am intrat de două zile, de pe 1 noiembrie 2002, anul acesta, adică de două zile, gândindu-mă la acest lucru, am scris un poem cu gândul la naștere. Dați-mi voie să-l citesc. Și dacă ziua în care m-am născut nu-i cea în care trebuia să mă nasc, în care zi atunci ar fi trebuit să mă nasc, în care zi ar fi trebuit să văd lumina, lumina de lună, lumina de soare, lumina de mamă fără candele, fără felinare, lumina de zmeură, lumina de ceară, lumina din seară de vară. Și dacă ziua în care m-am născut nu-i ziua cea adevărată a nașterii mele, așa cum cred, așa cum bănuiesc, așa cum mi-a dat de veste gândul, atunci care să fie visul zilei care m-a strigat, visul care m-a subt prin pâlnia lumii, plânset trecut prin ulcior de ani, lacrimă scursă prin clepsidra durerii, picătură de sânge prelinsă în anfora dimineții de o clipă. Și dacă nu mai știu nici ziua nașterii
Și dacă nu mai știu nici ceasul după amiezii, atunci nu-mi știu nici ziua cea lumină din lumină, nici ziua din ziua cea mare, nici ziua grațioasă a visului, nici ziua cusută cu fir roșu în cămașa sufletului. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi și acum să rămânem tot în zona aceasta tineretului. S-a spus că nu avem tineri. Ba da, uite, sunt și avem câțiva. Și iată, ca să vă conving din ce vă spun, să invităm să vină aici pe nimeni alta, Violeta Savu, redactor la revista Ateneu, poetă, dramaturg, critic sau cronicar. Cronicar. Câteodată. Nu, dar la asta faci la revista Ateneu, faci cronici, nu poți zic. Da? Spune dacă eu greșesc, eu cred că nu greșesc. Am mai scris câteva recenzii, dar nu mă consider... Bine, n-am zis critic. Cronicar, da. Cronicar, da. Corect. Da. Un poem nou și unul mai vechi. Întâi cu celălalt. Origine. Mă voi întoarce târziu, când nava nu va mai fi pe linia de demarcație dintre mare și cer, iar tinerii azi, doi câte doi pe plajă, atunci vor avea copii, cu puțin diferiți de cei prezenți acum în valurile mării, nefrământate. Identic nu, dar asemănător, se va întâmpla. Un țipăt despre o furtună solară, un țipăt despre un rechin taur, un țipăt despre o meduză cu sute de ace, un țipăt despre un tunet de război, un țipăt despre o altă primejdie. Niciun țipăt nu îi va scoate pe copii din mare. Eu mă voi întoarce când evreul hasidic, îmbrăcat în cămașă lungă și neagră, nu va mai privi de pe mal îndepărtări vestele fosforescente ale fiilor, iar rugăciunile nu îi vor mai fi de priză șoptite, teribile, de stânci se vor sparge, când apa mă va acoperi și nimeni nu va fi cu iubire salvatoare aproape, mă voi întoarce și târziul va fi cel mai târziu. Pentru că s-a bătut tare vântul, aleg un poem legat de vânt, Lumina de vis-a-vis. Dacă brazii nu ar fi acoperit cealaltă fereastră, sau dacă în ziua aceea ar fi venit vreo furtună, aplecând într-un fel anume crengile, aș fi văzut mâini subțiri astupând puntea de legătură dintre căminul cald și tot ce înseamnă afară, cer, nor, soare, lună, copaci, stele, păsări, noaptea cu lătratul de câini vacabonzi adunați lângă eurocontainere, ziua cu zgomotul adulților din jurul mașinilor, și zarva copiilor la locul de joacă. Poate atunci nu ar mai fi existat fereastră înfundată cu hârtii din ziare. În ea se reflectă un con de lumină galben citron de la flacărea unei lumânări, aprinse de un alt vecin, întors și el de la muncă. Mulțumim, domnișoare Violeta. Am o rugăminte, mai sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 locuri. Sper că nu sunteți colărei ca să stați pe după dosuri. Vă rog, veniți în față aici, că nu sunt în plin. Chiar stăm ascunși pe după... Nu, vă promit eu că nu sunt în plin. Și nu pățiți nimic dacă veniți și stați în față, sunt locuri goale și dumneavoastră stați așezat. Tot, e și lângă domnul...
Isache, aici sunt trei locuri, așa, mai e lângă doamna Cristina. Nu deranjați pe nimeni, vă rog. Aici nu ne deranjăm unii pe alții, că nu suntem nici la congresul al 14-lea, nu suntem nici la conferința nu știu care. Suntem între noi, ca într-o familie, prieteni, nu? În primul rând, prieteni. Nu le-am văzut. A, nu le-ați văzut, da. De asta mi-a dat domnul Bogdan anunțul dus. Domnul Hanu, unde sunteți? Acolo? Ați găsit, da? Pregătiți-vă că după ce o să aducem Șoan Sucevean să vină la acest microfon să ne spună o poezie, poate, legată nu neapărat de Bucovina, dar cu inflexiuni bucovinene, și l-am aici în vedere pe Constantin Severin, cu viețile numai picturilor, dânsul a mai ești și prozator, ca să știți, prozator, poet, artist plastic, mai ales pictor, cu expoziții la New York, cu poeme publicate în diferite, în limba engleză și alte limbi, în diferite reviste din lume. Așa că vă rog. Vă citi doar un poem din 2020. Măști pentru îngerii păzitori. Industria conștiinței înflorește. Specialiștii în cercetarea himerică lucrează în secret la un program revoluționar pentru binele omenirii. Măști pentru îngerii păzitori, carantină pentru toate făpturile invizibile, camere de tortură pentru zei, lagăre de exterminare pentru adevăr, bine și frumos. Guvernele din umbră au parafat o singură excepție de la calvarul lumii invizibile. Diavolul. Mulțumim. Am trecut de la ceea ce era tot, de la înaintaș către industria vorbelor. O să rog pe domnul Bogdan Hanu ca să venim pe o vârstă de medii, de mijloc, și ne vom întoarce iarăși către tineri. Dar să vin întâi domnul profesor Bogdan Hanu, poet, profesor universitar, poet, prozator, eseist, unul din... Ne-a venit cu expresul literar, cultural, pardon. Face și reclamă la expres, dar mâine o să faci seară reclamă, dar bine, începeți de azi că este terminați mâine. Vă rog. Văd acum, mă descurc că văd foarte prost. Da. Cinematica vidului este poemul pe care îl voi citi. Până la urmă e aceeași defensivă anamnetică în rafale, locul unde ne retragem când vechile case se fac tot mai mici și devin surse oficiale, când acceleratoarele se instalează în ADN, iar mușuroaiele de deșeuri arată că bufonii proteici au sosit, umăr lângă umăr vor crește în număr. Peretele peste care dăm bâșbâind spre acela casă încețoșat, recunoscut după aceleași asperități, ca și cum ar mai exista rămășițe de timp, ca și cum timpul mai lasă loc rămășițelor, ne-am numărat mereu printre cei care cred că mai au timp, pornind de la a crede că au tot timpul din lume. Și nici măcar timpului nu i-a reușit să ne aibă, așchii în trupul său fără capăt, nesimțitor am fost, am fi putut plânge, am sângerat doar. Noi care în tăcerile prime am fost scribii, hierografi, orbi până hăt departe, când apelul de seară împrăștie cenușa în priviri de ceară. Aici, dincoace de uși, sunt toate orizonturile și decad, scrise unul pe spatele celuilalt. Când mergi, doar aici se mai întâmplă, o faci cu grația imaterială a umbrei, spațiul e strâmt, așa că timpul poate fi îndeajuns de lent, ca să atingi imperfecțiunea desăvârșită, să te epuizezi și să o iei de la capăt, un pas mai departe și textul va rămâne
o adresă la care nu mai locuiește nimeni. Mulțumesc. Suntem în plin postmodernism, așa că am deschis calea și postmodernismului la lectura de astăzi. Rămânem în zona aceasta, dar coborâm mai jos pe vârsta mai tânără și avem în mijlocul nostru, iată, și un tânăr, Alexandru Bogdan, care ne va citi o poezie. E prezent aici astăzi pentru că vrea să fie alături de noi. Bună seara! Chiar mă bucur să fiu aici printre dumneavoastră și mă gândeam ce text aș putea să citesc ca să arate lucrul ăsta și m-am gândit că oportun ar fi să citesc textul ăsta de după debut, care se intitulează Valea Lupului, Invocația. Valea Lupului fiind ulița pe care era casa părinților. Cât de frumos e aici, printre oameni, când margini de corp și alte margini de corp sunt despărțite de pielița densă, subțirea biosferei, când corpuri stau, unele lângă mine, altele lângă tine, cum stau bobițele de strugure pe ciorchine. Spune-mi, zeiță, sau tu, conștiință, cum am ajuns noi oamenii pe aici? Și odată ajuns și am primit nume și am început să numim cu de la sine putere tot ceea ce nu-și găsea nume, intenție, vrere. Am pătruns prin cuvinte minte de om și minte de fiară, osia luminii și cât întuneric în cap într-un corpuscul ce duce povară de a fi receptacul minuscul pentru crepuscul. Și să-mi mai spui dacă iubești cu adevărat rizomii, unde și-ascunde lumea vie ribozomii și ce dureri resimte planta, ce gânduri diluează apa. Spune-mi, zeiță, cum prin parole spalancate creăm instrumentar nenecesar la sensibilitate și suntem oameni printre obiecte aruncate. Mulțumesc! Atenție criticilor literari, că vine din urmă și o să vă dea de treabă. Aveți de treabă, să știți, timp să vă faceți. Nu simțiți cum coboară cerul printre noi? Parcă suntem într-o altă existență. Chiar dacă e materială, dar parcă e mai mult spiritual, așa. Nu, părinte? Așa este. Bun, rămânem în zona medie, ca vârstă vorbesc, nu ca valoare. Valoare aici, toți sunteți valoroși. Și să invităm și o doamnă, facem alternanță, că așa mi se pare corect, pe Paula Bârsan. Aspirantă la titlul de membru al Uniunii Scriitorilor. Mulțumesc. Am să încep cu o poezie scurtă. Este motul din cel mai recent volum al meu, Sâmburi și fructe. E o carte de Haiku și Tanca. Nu citesc din acest volum pentru că îl voi lansa abia anul acesta la Gaudeamus. Chiar luna aceasta. Unde vă invit? La Gaudeamus București. Poezia. Centrul clipei căuta în compas pirueta de vis a miezului tău. Am poezii scurte și dacă îmi dați voie am să citesc mai multe. Din Semiotica, aveam nevoie de noaptea mea solitară, poezia Nerostirea. Balcoanele cerului vor rânduneaua prinsă în zborul de dinăuntru privit. De ce? Vise pierdute, timpuri ucise de mult, pentru că vin altele, ne scapă printre degete umbrele. Prezentul. Somnul pietrelor îl visau apele, somnul valorilor îl albeau pescărușii, somnul amintirilor îl dorea moartea în arpegii, viața umblă mândră de ea.
Și dacă mai îmi dați voie, din... Da? Una? Ok, da. E vorba de... Da, e un colaj care a apărut în revista Poezia. Sunt, practic, versuri ce vor fi incluse în volumul meu următor, volumul anului 2024. Semnal. Bombardiere, visele mele în zori, lumina crește, calculează emisii, concatenează cerurile. Sărut. Cariatide pentru inima ta, buzele mele, calde adieri, identității iubirii. Murmur. Lumina din lacrimi s-adapă, te stinge în cuprinsuri, dezvelirile de corduri, flașnetă, cu pâlnea întoarsă spre ziduri. Prelinse porniri din adâncuri, învață sâmburii, rodirea pământului. Și ultima și foarte scurtă și gata și mulțumesc. Alunecare. Inima, ca un animal de pădure, aleargă la pradă, caută flămândă iubirea, o înhață, în colți, duios, o stoarce de sine căutându-te. Mulțumesc frumos! Da, mulțumim și noi. Și acum să știți că avem printre noi o muză care de vreo câțiva ani e prezentă la manifestările noastre. Ea vine mai din sud, așa, adică prin zona aia muntenească, de pe la Brăteni, cred că, sau de pe la, nu știu. Oricum, vine cu, să știți că dincolo de că e romancieră și o romancieră excelentă, criticii pot spune mai mult decât mine, e și o poetă talentată. E vorba de Ecaterina Botoncea. Ați ghicit. Gura băgătoși la adevărat greșit. Ați ghicit. Haideți, doamna Ecaterina, vrem să fim așa, urcăm, mai coborâm, ca să nu fie numai noi, moșnegăraia asta. Bună seara, vă salut pe toți, cu mult drag. Vin aici din 2019 la filiala Bacău pentru că simt multă căldură și multă spiritualitate și oameni extrem de calzi și de prietenoși și de mare consistență, să zic așa, literară. Am întrebat un critic literar, mi-am permis să-l întreb de ce se împarte literatura în cea centrală și cea provincială. Nu. Termenul e intenționat așa. Și mi-a răspuns că, mă rog, nu-l deranjează că îi pun această întrebare, dar, mă rog, așa stau lucrurile. De aceea eu... Așa, și mi-a spus, dar ăsta e adevărul, ora exactă se dă la București. Și atunci am scris și eu o poezie care se numește Ora exactă. Am pornit o călătorie spre ora exactă. Niciodată nu știu unde e. Unii spun că ar deține șopârlele verzi, alții că ar fi în stăpânirea ploii. Ții minte prima ploaie cum cădea și soarele străveziu leneș de după, fulgerele, atunci se luminează pentru o clipă întunericul. Se trezesc din somn lung cei plecați. Și tu. Și deodată pe cer apare ora exactă. Răceala gurilor înfierbântate, după prea lunga tăcere, se strecoară în subțiorii mei, iar eu iau cu mine păduri și flori în creștere și un curcubeu deasupra capului. Cerurile se deschid verzi ca un codru lichid, un râu alunecă plecat ca și mine pe jos și zarea foșnind, nimic nu moare, mi-ai șoptit. De sus, de jos, de jos, de jos în jos, nimic nu trece, se schimbă doar după mersul tău. Unde ești tu, este ora exactă.
Mulțumesc. V-am spus că am dreptate. Și acum v-aș propune să mergem pe Dunăre înspre sus, invers, pe canalul Bega și să urcăm până la Timișoara să vedem dacă domnul Ticu Leontinescu este acasă sau dacă știi ceva de domnul Racheru. E cu Cecile, da. Bine, în piesă, da. Să sperăm că ne va încânta cum o face. Nu numai ca și talent de actor, că mărturisesc, chiar am descoperit un actor în dânsul seară, dar și ca poet. Mulțumesc, domnul Brăneanu Leontescu. Așa ceva. Domnul Racheru, așa cum deja știți, vestea a ajuns înaintea mea aici, n-a putut să vină, motive personale, familiale și ne gândim și la el. El aleargă mai mult decât noi toți aproape la un loc de multe ori. Câteva versuri. Inima mea, o Doamne, ce mare ești, că întregul univers nu te poate cuprinde. Dar, Doamne, nu fi trist. Ai un loc în inima mea. Căci inima mea e mai mare decât universul. Soclurile. Ceva ca un seism clătinea soclurile. Statuile cădeau una după alta, unele în picioare, altele în varii poziții. Rugăciunea lui Brâncuș a căzut în genunchi, el la Buzău în cimitir. Și în timp ce ea se ruga neîncetat, de sub genunchii ei, soclul a început să crească la loc. Și a reajuns pe soclu. Evoluție. Până ieri, maimuțe fu, dar coborâtă din copac, spilcuită, trasă în frac, maimuța e om acu. Unii savant așa susțin. Eu tac chitic și mă abțin. Dar văd, și nu e vis ce văd, al evoluției prăpăd, ci că e mult prea educat, iar bunul simț s-a demodat, împins de pofte ca de drac, omul iar urcă în copac. Ce mai savant sus pe crenguță? Ce a fost, nu știm. A cui? Maimuță, iertați-mi, Antonia. Și vreau să închei cu o poezie fantastică. Deci nu sunt eu științific fantastic, poezia care urmează e fantastică. Pe toți literatura ne-a apropiat nu doar de cultură, ci și de cult. Și am văzut ieri, am văzut și astăzi, vom vedea și mâine. Cântecul potirului de Nichifor Crainic. Când holda tăiată de seceri fugata, bunicul și tata lăsară o chită de spice în picioare, legând-o cu cernic cu fir de cicoare. Iar spicele în soare sclipeau mătăsos să închipuie barba lui Domnul Hristos. Când pâinea în cuptor semăna cu arama, bunica și mama, scoțând-o sfielnic cu semnele crucii, purtau parcă moaște cinstite și lucii. Că pâinea dândabur cu dulce miros părea că e fața lui Domnul Hristos.
și atăpotirul la gură te aduce. Iisuse Hristoase, tu jertfă pe cruce, rănește-mă, Mamă de Sfânt Dumnezeu, ca bobul în spice și mustul în ciorchine, ești totul în toate și toate prin tine, tu, pâinea de-a pururi a neamului meu. Din coarda de viță ce înfășură crama, bunica și mama mi-au rupt un ciorchine spunându-i povestea. Copile, grăiră, broboanele acestea sunt lacrimi de mamă vărsate prin nos la caznele Domnului nostru Hristos. Apoi când culesul de struguri fugata, bunicul și tata în joc de călcâie zdrobind nestemate, ce lasă ca rana și roaie înspumate, copile, grăiră, e must sângeros din inima Domnului nostru Hristos. Și atăpotirul la gură te aduce, Iisuse Hristoase, tu jertfă pe cruce, adapă-mă sevă de Sfânt Dumnezeu, ca bobul în spice și mustul în ciorchine, ești totul în toate și toate prin tine, tu vinul de-a pururi al neamului meu. Podgorii bogate și lanuri mănoase, pământul acesta, Iisuse Hristoase, e raiul în care ne-a vrut Dumnezeu. Privește-te în viță și vezi-te în grâne, și sângere în struguri, și frânge-te în pâine, tu, viața de-a pururi a neamului meu. Vă mulțumesc! Părinte Paiu, ce ziceți? Are dreptate, Nikiforu Crainic, nu? Da? Sigur, da? Bun, hai să intrăm o leacă și în lumea mai aparte. Chiar dacă pari copilărească, să știți că lumea aceea a scriilor pentru copii, de fapt, e foarte serioasă. Și că avem recent o scriitoare care scrie pentru copii, numai povestiri, poezii, fabule, și am văzut că e foarte mult iubită de copii. E vorba de doamna Viorica Furcoiu. Să ne citească o fabulă sau să ne recite o fabulă. Să mai rupem ritmul acesta liric care ne afundă în melancolie. Vă mulțumesc pentru frumoasa prezentare. Nu știu dacă mai creșteți oi sau nu, dar cred că trebuie să-mi dați o turmă de miei. Eu sunt Victoria Furcoiu, dar multă lume mă botează Viorica. Nu mă supăr, pentru că și Viorica este un nume la fel de frumos. Așa este. Eu scriu pentru copii, dar am ales o specie a genului epic, fabula, care poate fi citită la orice vârstă sau ascultată la orice vârstă. Nu am nicio carte la mine, spre deosebire. Din păcate, de fiecare dată avem în mașină colecția mea scrieri pentru copii de la bunica, dar acum nu le am nici măcar pe cele două recente editate anul acesta, Alfabetul Vesel, ediția a patra, și Vulpea Furăcioasă, ediția a doua. O carte la care am adăugat față de ediția precedentă încă 15 fabule, dintre care o să vă spun una care se numește Lenea și Voința. Pe vremea când de-abia începea să apară lumea, cu plante, animale și oameni pe pământ, de necrezut, voința era soră cu lenea. Dar nici măcar amice, tot de atunci, nu mai sunt. Fiindcă voința bună și în toate silitoare, ca soră iubitoare și în vârstă fiind mai mare, căra cu multe alte și lenea în spinare. Lene, ce devenea crescând, înrobitoare. Și a încercat voința mult binevoitoare să o facă să înțeleagă că nu e timp de stat, că prea multă ședere nu e folositoare. Dar lenea, învățată să stea, n-a ascultat. Atunci, sora mai mare din spate o dădu jos, fără vreo ezitare, și îi explică frumos. Acum că ai crescut, dă-mi rogul de crezare că trebuie să încerci pe propriile picioare, să mergi la fel ca mine. Și cât vom exista, să facem lucruri bune pe unde vom intra.
Nici vorbă! Îngână Lenea cu voce înceată. Ce ți-a venit în minte să schimbi lucruri, surată? De ce să te ascult? N-am niciun interes. Altă menire în lume nu ai avut de ales? Eu nu o să mă simt bine decât cât sunt cărată și nu o să dau șederea pe muncă niciodată. Știind că în asta lume voința va avea o altă misiune, s-a despărțit de ea zicându-i: n-am ce-ți face, caută pe altcineva ca să te care în spate, nu mai ești sora mea. Și-a lăsat un drum, dar nu e un mister. Lenea încă-i cărată de cei care n-au țel. De atunci, bunăvoința intră fără a se teme numai acolo unde nu, e loc, nu este loc de lene. Și tare mi-ar plăcea să intre mai frecvent ca să alunge lenea și de prin Parlament. Aceste două versuri sunt doar între noi, nu sunt în carte, fiind o carte pentru copii, dar nu m-am putut abține să nu le spun. Atunci când am compus în forma brută și am citit soțului meu, a zis: astea două nu le spui, le spui așa, într-un cel mai restrâns, și de aceea nu apar în carte. Cartea are o prefață, cartea Vulpea Furăcioasă, ediția a doua, 2023, are o prefață întocmită de domnul profesor Lucian Strochi, care este un critic de literatură și artă, scriitor, poet, eseist, de toate, și căruia îi mulțumesc mult pentru onoarea pe care mi-a făcut-o scriind despre această carte. Tot în cuprinsul cărții mai sunt două fabule pe care le-am publicat prin bunăvoința domnului Gheorghe Mocanu în cartea Cucioara vopsită. Este vorba despre neuronul și prostia și cârcotașul și iapa. Nu o să vi le spun acum, o să vă rog, dacă sunteți curioși, să le citiți în cartea mea Vulpea Furăcioasă, care este cea mai nouă și, zic eu, destul de amuzantă pentru toate vârstele. Aș mai spune una din altă carte, Povești cu umor vindecător, castigat Ridendo Mores. Se numește Împăratul și privighetoarea. A fost de mult, de mult, în lumea păsărească, un fel de împărat ce avea să le vestească păsărilor supuse că el va răsplăti cu un premiu pe aceea care va dovedi că are pentru pui iubirea cea mai mare, vizibilă în cuib la o verificare. Premiul avea valoare, desigur, nu în bani, ci asigura provizii de hrană pe 2 ani celei ce ar fi convins că e cea mai iubitoare de pui, oricât ar fi avut familia de mare. Și au început pe rând să arate fiecare iubirea, însă barza părea convingătoare. Eu fac cuibul mai trainic, ca vântul să nu-l strice, și am grijă ca puii să-mi fie ocrotiți. Deci nimeni în iubire de pui nu m-ar întrece, oricine poate spune, ai mei sunt mai iubiți. La fel și celelalte, ca și ea prezentau, spre puișori în toate câtă iubire aveau. Atent pe fiecare, împăratul a ascultat, prin cuiburile toate 3 zile s-a uitat, apoi a spus firește ce hotărâre a luat. Am înțeles desigur că adevăr ați spus, dar am și cercetat prin cuiburi și am ajuns la hotărârea dreaptă că cea mai iubitoare de puișor se arată mica privighetoare. Decizia luată stârni multă mirare și multe dintre ele strigară în cor: eroare! Știm, zise tare una, ceva mai îndrăzneață, că ea este desigur mai bună cântăreață, dar oare dintre noi e cea mai iubitoare? Mă roade tare această întrebare, sau altul e motivul să ia premiul cel mare? Știind că nici de cum n-a fost părtinitoare, ci foarte înțeleaptă fu hotărârea sa, cu mult calm împăratul le-a explicat așa: am ales-o pe merit, n-am cum să mă încurc, fiindcă în cuibul dânsei sunt și 2 pui de cuc. Mare și adevărată este iubirea sa, de poate să iubească și puii alteia. Cum glasul e dulce și cântecul duios, așa e pe dinăuntru sufletul ei frumos. Morala? Ca pasărea cea mică, la fel puteți și voi, dragi oameni,
să fiți darnici și buni și iubitori, așa cum vă iubiți copiii minunați, să le arătați iubire și celor întristați, rămași orfani de mamă sau vai, abandonați. Vă mulțumesc! Bravo! Vezi? Fabula prinde bine și pentru noi. Și morala chiar ne folosește. Eu cred că ne folosește cu adevărat. Ia să vedem pe cine mai aducem aici la microfon să ne mai spună niște versuri, dar să trecem și în partea nu povestiri. Am zis că e seara de recitat de poezii, să înțelegem. Ori vorbim de poezie, ori vorbim de recital de proză sau fragmente. Dar să vă propun până una alta să urcăm puțin mai sus, spre Suceava, de nou în Bucovina și pe urmă coborâm în Vrancea, la domnul Popescu Liviu, la fel un membru vechi al filialii noastre. S-a vorbit și aseară despre impactul care l-a avut în timpul acela din anii de 89, una din poeziile sale. Ia să-l auzim ce impact are acum în această sală minunată, care, vă reamintesc, era casa de oaspeți al partidului. Aici veneau miniștri, secretari, probleme al partidului, însă și Ceaușescu a dormit o noapte aici. Așa că suntem într-un spațiu între două epoci. Și suntem bine. Haideți, domnul profesor. Din volumul Terme și Aeroterme, două poeme scurte. Adunări și scăderi. Peste ploape curge lumini, urgia lumii reci, de două parale, nu are hotare și legi, trebuie să adunăm și să scădem distanțele pentru care, pentru ceva ce încă nedefinit în viață, pentru fie ce o fi, memoria poate să însemne chiar și o piatră, chiar și umbra ei instinctiv aleasă de trupul cuprins de o ardoare cuprinsă. E trist că acum tu cauți cu lumânarea efectul și nu cauza în tot centrul răbdării. Răului închis e aproape de moarte, multă lumină curată în jurul degetelor tale, apele primordiale spală și focul în virtutea legerilor firii, cu o singură poruncă într-o culoare de plin asumată. Cum se fixează lumina? Cu sfinții de duminică voi scoate din mine tot praful uitat în unghiere, morele de vânt unde îmi pierdeam viața clipă de clipă, rostul ca o carne în gură de lup, acum văd cum se fixează lumina în aruncătorul de flăcări. E dureros, dar plăcut, o spun și mâinile cu o nouă piele întinsă în câmpul de raze al crucii, aici și acum și aproape. Mulțumesc! Domnul Mocanu, ne spuneți o poezie sau, că eu știu, vă știu de prozator. Și mă rog, mai umblați cu cucioara vopsită, ce să vă fac? E vina mea când v-ați ales, umblați cu cucioara vopsită, vă rog. Tocmai asta încerc să fac. Domnule președinte, fiindcă tot m-ați prezentat așa și vreau să fiu oficial așa, mai ales că mă aflu în fața președintelui filialei, să spun că declar solemn, că aveți în față un membru care chiar știe ce este poezia și din această cauză nu a scos nicio carte de poezie. Deci am 14 cărți, dar niciuna de poezie. Pentru că o să vedeți de ce am încercat să explic în versuri de ce nu am scris nicio carte de poezie. Dar înainte de asta, asta nu înseamnă că eu nu scriu și eu poezie acasă pentru sertarul meu, pentru soție, pentru nepoți. Și dacă toți suntem în familie aici, am zis, hai să aduc una de asta nepublicată și care nici nu va fi publicată vreodată, pentru că nu e de publicat. Și e bine să-ți dai seama când e de publicat și când nu. Lucru mai puțin întâlnit astăzi. Eu am zis așa, șarpele cu nuiaua de aur. Am văzut îngerii dansând pe fundul mării, în jurul șarpelui cu nuiaua de aur. Atunci am înțeles că trebuie să zbor prin apă,
până sângele îmi va înflori. Și rădăcinile mele care nu vorbesc se vor dresa în nimicul tăcerii. Sunt un vânzător ambulant de rasă inferioară, pierdut pe o alee sordidă unde se vând lemne de santal. Încep în sfârșit să depun mărturie cum am plâns și am văzut timpul care înceta să cadă secerat peste fața imperfectă a fricii. Șarpele a început să cânte, pescărușii nu îl vedeau. În amurg, ascuns în iluzia de mărgăritar, unde a adormit cu velinul spălat de toate păcatele, până l-a trezit o lacrimă lingușitoare, căzută din păienjenișul soarelui. Asta era una. Și acum, versificarea de care vă spuneam, prin care îi explic de ce nu am scos nicio carte de poezie. E o versificare. Se numește Eu nu sunt poet. Prin casa unde stau se plimbă mii de gânduri. Metafore fantomă valsează rânduri, rânduri. Un vers se urcă în șape calul alb al clipei și mă îndeamnă tainic să scriu de dor ispitei. Lângă fereastra mea, chiar în a mea grădină, un înger paște caii hrănindu-i cu lumină. Complice gândul meu surâde lin prin rouă și îmi șotește tainic să scriu un vers sau două. Iată sosesc poeții cu aduceri la minte, simt pana lor cum scrie mustită în cuvinte. Înconjurat mă aflu, sunt urmărit de mersuri, mii de poeți creează pășinți fioși în versuri. Geme în sufletul meu maldăr de frustrare, că nu-s și eu poet așa ca fiecare, așa cum azi se vede în astre vremuri blânde, a scrie poezie ușor ea de prinde. Dar la un semn divin o mână ridicată din mijlocul mulțimii încearcă să răzbată. Eu sunt nescornitul pe care îl căutați. Eu sunt poetul vostru. Vă rog să mă ascultați. Cu pana cea suavă în văsul tuturor, pe boltă sus el scrise un vers tulburător. Apoi senine versuri pe curcubeu urcară, încântător suia doar el fără de scară. În ochii mei mi-am zis, nu sunt un exeget. Eu nu scriu versuri goale sub masca de poet. Dacă nu am talent, nu port spre cer să strig, căci versul meu, știu sigur, ar mirosi a frig. Și că n-are talent, are destul talent, dar vedeți, modestia ce face din om, se pierde un talent. Asta e din păcate. A, da, a fost, nu a fost prietena lui Nichita? Parmise, sau nu, 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 Gabriela Melinda, fac eu confuz, scuzați-mă, da, un mare poet. Bun, rămânem tot în zona Vrancii, pentru că avem printre noi un aspirant la, poate, viitor membru a filialei, care are mai multe talente, i-a dat Dumnezeu mai mulți talanți, dincolo de că e solist. Și ne-a cântat și aseară și sper să ne cânte și în seara asta mai cu așa, dar este și un poet, și un poet chiar trebuie luat în seamă. E vorba de Ion Apostol sau Nica Apostol. Vă rugăm, Nică, eu îi zic Nica, Nică, da. De la Ionică, da? Ion, Ionică, Nică, da. Iată, diminutivele cum curg. Este o mare onoare pentru mine să mă aflu în fața domniilor voastre. Într-adevăr, domnul președinte, cred că exagerează, nu am talente deosebite, nu sunt un talentat, nu sunt un cantautor, nu sunt... Da, mulțumesc, păi dacă a început domnul Mocanu cu modestia tipic vrâncenească, trebuie să vin și eu la fel. Cu permisiunea dumneavoastră, o să dau citire unei poezii, care este un pic mai... Nu știu, urmează ca domniile voastre să vă pronunțați. Aceea
doamna Camilera. Da, mă rog, ce am vrut să citesc, nu găsește Facebook-ul acum, îmi cer mii de scuze, o să citesc o poezie din ultimul volum apărut. Poezia are titlul Câte o dulce nebunie. Toți avem, de-a lungul vieții, câte o dulce nebunie, câte un vis, câte o speranță, uneori câte o dilemă, nu vorbesc de vreo sminteală și nici de vreo josnicie care atrag furii celești, poate chiar și o anatemă. Cine nu și-a închepuit un scenariu fără de martori, cine n-a fost personajul în propria scenă mentală? Eu am fost de toate alea, și cu îngeri, și cu tarturi, și între oameni cu principii, și între cei fără morală. Și am visat fără decență, am visat cum mi-am dorit, am sperat, cu desfrânare, la tot ce a fost interzis. N-am avut nici când o preliști, nimeni nu m-a oprit, am închis ochii și gata. Am făcut ce mi-am promis. M-am visat nemuritor, m-am visat într-o grădină, parcă aveam puteri divine, aveam timpul la cherem. Mi-era lumea numai mie. Mi-era bolta, luna plină, toate mi-erau după voie, soare, astre, cer suprem. Am visat lucruri de avalmă, visuri calde și obscene, nu m-am rușinat vreodată, am visat precum doream. Plăsmuiri mă înfierbântau și îmi clocoteau prin vene, clocotea viața prin timpul și din clocot înfloream. Spre exemplu, bună oară, visam cum mă îndrăgostisem de un chip frumos și rece, de un trup frumos și oplit. Știu că pare o demență, dar vă jur, nu mai trăisem un amor fantasmagoric, tainic, intim și cumplit. Da, vorbesc despre o statuie, ce o priveam înamurat, n-am văzut vreodată viață ca în ochii săi de zeie. Treceam ziua, treceam noaptea, mă opream halucinat, în privirea-i, printre genei, s-a prinsese o scânteie. Într-o seară, fără zgomot, când eram doar eu pe acolo, i-am cuprins cu gingășie trupul. Doamne, ce plăcut! M-alintau lumini și fluturi, străluceam precum Apollo și pe buzele înfierbinți i-am primit primul sărut. Ne-am iubit inexplicabil. Ne-am iubit nepământesc, într-a mea dulce țigneală mi-am dorit să fiu statuie și am iubit-o. Până la ceruri am iubit-o și o iubesc, l-am rugat pe însuși Domnul să-i dea viață, să o învie. Nu vorbesc de vreo sminteală și nici de vreo josnicie, toți avem de-a lungul vieții câte o dulce nebunie. Vă mulțumesc că v-ați suportat. Mulțumim. Ați văzut dacă a vizitat expoziția de jos cu îngeri? Deja curs poezia cu îngeri și cu domnișoare. Vedeți, influența artei vizuale, artei sculpturii. Da, scriitoare, poet, dramaturg, scenarist, actriță, ce mai sunt? Și solistă, cântăreață, are toate. Doamna Cecilia Moldovan, dar știți cum. Vă rog. Toți avem în viață câte o sfântă nebu. Așa este, Romeo, unde ești, că nu știu, pe acolo, pe undeva. La ultimul meu, la mine e teatru, după alte nebunii, după cum spunea și Mitica, motivația nebuniei. Primele cuvinte din acest volum de teatru pentru, să zicem, tineri. Lasă-te cuprins de vraja lui. Teatrul este o magie. O magie care îți poate împrumuta o altă identitate, aceea a personajului. Chiar dacă numai pentru câteva minute și împrejurări mimate, artificiale. Poți fi pe rând rege, prinț, orceșetor, înger sau demon, băiat sau fată, sau invers, extraterestru sau personaj animal,
În fine, un personaj pozitiv într-o piesă pe care să-l admiri, să-l copii, sau unul negativ pe care tu ești primul care îl detești, dar te vei strădui să-l întruchipezi cât mai bine. Toate sunt provocări inedite pe care doar teatru ți le poate oferi. Încearcă și dacă vei reuși să-ți ieși din propria piele și să te lași dus de imaginație, ajutat de text, vei avea foarte multe de câștigat pentru formarea ta generală sau pentru prezența ta publică. Nu numai pentru cea lingvistică, căci în timp ce interpretezi, te miști, va trebui să-ți alegi și cuvintele. Iar dacă acestea sunt într-o limbă străină, ai de surmontat încă o provocare. Beneficiile vin pe cale. Și eu am depășit, să zic, un picut stadiul acesta și am trecut, după cum cred că știți, așa, la film. Pe propriul meu sunt propriul producător, tot filmul de la capăt la capăt. Este o încercare, nu spun că este de nota maximă, dar este o încercare care vine din menirea mea de pedagog. Așa, am început cu Bacovia și Agata, am urmat Alexandri și Elena Negri și acum, nici o săptămână nu am, de când am terminat filmările la Regina Maria, Ultimul Exil. Deci Regina Maria la 58 de ani. O perioadă, știți, ingrată, după strălucirea ei de viață, a ajuns... A avut o senectute rușinoasă, ca să nu spun dureroasă pentru ea. Dacă veți avea curiozitatea, dacă o să ajungem la an, o prezentăm. Sunt filme artistice toate, în primul rând documentare, deci în limitele adevărului istoric, toate sunt. Deci nu... Documentarea este prima fază care a durat jumătate de an și la Regina și la Regina. Așa. Și după aceea urmează normal o parte romanțată ca să facă plăcere și pentru că ținta mea sunt tinerii. La Regina Maria vă spun că în ultimul timp suplinesc, noi suntem la liceele de cele din centru Bacovii, deci copii buni, habar nu au auzit vag de Regina Maria, dar de Hohenzollern nu știu nimic, îl confundă pe Carol I cu Ferdinand, nu știu nimic, vă spun și la licee bune, la licee unde... Și atunci, dar nu din cauza asta, eu am simțit că trebuie să, nici noi, nici generația noastră n-am știut despre aceștia. Și așa că dacă filmul este gata, un pic mai avem la montaj, așa, este montat 90%, dacă cineva, undeva, întâlnit dumneavoastră, acasă, și dorește să-l vadă, dați de veste. Sunt la bunea voastră, cu Regina Maria la... Da, mulțumim. Atenție amatorilor, nu ezitați, dimpotrivă, dați de veste. Vine dintr-o zonă de excepție culturală a noastră, a românilor, care a dat două mari nume în literatura română, e vorba de Ile Caragiale și Nichita Stănescu. De la Ploiești vine să ne citească poezie Camelia Radu. O urmașă, sper eu, demn, cel puțin de Nichita, vă rog. Da, din noul meu volum, o mică antologie făcută de Manuela Clenche. Poezie fără titlu. Ai stat doar o clipă și mie mi-a rămas lama subțirea unui cuțit pe care nu îndrăznesc să îl înfig. În moarte îmi adun zilele în șiruri cruțătoare și le privesc pe rând cât de departe te-ai dus.
dar nu aș face vărsare de sânge nici măcar pentru tine. La ce bun ajutorul dat începătorului nepriceput, virgin înfricoșat de supraviețuire ca de o crimă. Ce femei frumoase și blânde trec singure pe străzile nordului tău. Prin nordul meu trec bărbați inaccesibili cu lacăt la suflet. În cafenele schimbăm o vorbă și nu aprindem nicio lumină. Între noi lăsăm agonia unei zile alungite până la disperare, până la dispărțire, până o lăsăm să ne privească fix, insistent, nefiresc, să ne privească din luciul aurit al unui zid pe care nici o mare nu a reușit să-l tocească, să ne privească din vârful călduț de august al unei primăveri întoarse pe dos în toamnă. Și toate sunt într-o limbă străină, o fațadă înzăpezită. Ce femei frumoase trec pe străzile nordului tău, singure și perfecte, încât încep să mă întreb ce le lipsește de fapt. Bărbații citesc cărți inaccesibili, dau pagină acestor cărți despre femei. Neatenți se lovesc pe bulevardele însorite de femei perfecte și singure. Mă întreb cum vine moartea pe străzile acestea și dacă mai plânge cineva la despărțire. E mai mult bacoviană. Da, urcând prin cheile Bicazului, în zona aceea frumoasă, și coborând puțin spre Gheorgheni, unde o vom întâlni pe Petronela Popei, care e și critic literar, scrie critică literară, are cărți de critică literară, dar are și poezii, cărți de poezii. Să o ascultăm. Mulțumesc. Iarăși o să fiu plină de emoție, pentru că nu pot fi altfel. Poezia e o cusătură fină din șurubițe alese cu frânturi de lumină, în care acul poetului harnic a tocmit albastrul din cerul cel darnic. Din pânză metafore, stele, cealintă cu visul doar patimi rebele, altițe din frunze și valuri de mare, topit răsăritul în frageda zare. Poezia e o cămașă de zeie, cu trup de nebună scânteie. E privirea cealintă și cheamă, iubirei e tată și mamă și tot ce-i frumos. Melodie e sufletul meu, poezie. Vă mulțumesc mult! Repede și nemțeancă, o rătăcit drumul prin cheile Bicazului și înapoi n-a să putem să mai întoarcă și n-a mai știut drumul înapoi și a rămas la Gheorgheni. Asta e, se mai întâmplă. Apropo, era vorba mai devreme, cineva vorbea de socluri. Atenție, cei care vor să vă faceți socluri de pe acum, nu le faceți de pe acum, lăsați, vi le fac alții. Nu-i cazul să vă grăbiți, vă faceți socluri acum, dar dacă vreți, e alegerea noastră. Ia să ne mai, să venim din nou la Bacău. Da? Nu, la premianți mai avem timp. Domnul președinte, aveți răbdare, știu că vreți să vă, la ce să vă fac. Ia să vedeți cum ne citiți o poezie, mai cum și poate, că sunteți și poet, după câte știu. Dar aș vrea totuși să o ascultăm și pe Florentina Stanciu, cu Florentinile ei. Așa, a scos o carte recent, pe care vom vedea cine o premiază, dacă o premiază, dar oricum vă rog să o ascultați, că merită. În seara, mulțumesc. Din volumul Viața în Montagne Rus, apărut la editura Vine anul trecut, două poeme.
În borcanul genunchilor mei, ploaia stă închisă de o săptămână. În destup vârsta cu șampanii de nurofen, migrena, o mătru cu mâinile, noapte de plastic. Desfac din bandaje de tifon cărțile, mașina de spălat, octombrie țipă sinistru. Mă întorc acasă de la serviciu, cu plase pline și grele, frământ tot ce prin zilele, mobila, hainele, într-o budincă dulce pentru copiii lihniți. Tu înghiți telecomanda și încă una, fără să-ți faci timp pentru efectele mele speciale, fără să mă vezi. La prima alarmă a telefonului ne eviscerăm nepăsători într-o baltă de alb și negru. Viața ne ia pe nepregătite. Mulțumesc! Mulțumim! Eu să vă rog să mai aveți răbdare, că mai avem așa pe domnul Gabriel Dinu, pe doamna Mara Paraschiv și mai vedem. Haideți, domnul Gabriel, încoace. Bine. Viorel Dinescu va închide. De fapt, aici e o concurență, cine se închide, Dinescu sau doamna Tăicuțu, da, o să vedem. Cred că dăm întâietate unei doamne, asta e ce să-i faci. Nu poate să închide doamna Tăicuțu, că dăm întâietate, nu unei doamne, nu putem să... Nu respectăm regulile, vă rog. Mulțumesc frumos pentru invitație. Am stat, nu eram foarte hotărât din ce volum să citesc. Și o să citesc chiar din volumul de debut, Câinele cu ochii albaștri, editura e Creator Baia Mare 2019. Câinele cu ochii albaștri. După ce le-ai mulțumit celor care te jigniseră, ai ieșit în stradă unde te aștepta un câine cu ochii albaștri și puri, l-ai mângheat și l-ai luat în brațe, crezând că e Dumnezeu. Nu mai văzusești asemenea ochi la nici un om, nici n-avei cum, de atâți ochelari, de atâtea batiste. Cântec despre moarte, memoriei victimelor din clubul colectiv. Ei nu te știau, auziseră doar întreacăt despre existența ta, ceva vag, o ceață cumva, te-ai hotărât să vii seara în acorduri de muzică rock, bună seara, ai spus, la lumina artificiilor, bună seara doamnelor, domnișoarelor, domnilor și copiilor. Ai spus iar. Am venit să jucăm leapșa, ai continuat. Cine nu e gata, îl iau cu lopată. Au mai auzit ei și au luat-o la fugă spre singura ieșire. Ei nu te știau. Seara în ritm de muzică rock și luminată de artificii, ai venit. Și o să închei cu ce nu s-a spus. În cadrul ultimei dezbateri televizate nu s-a declarat nimic în legătură cu intrarea în iarna poetului. La fel au procedat agențiile de știri și institutele de sondare a opiniei publice, care n-au spus nimic în acest sens. Așa că, în continuare, poetul va merge în mâini pe stradă, fără remușcări, și mai ales fără mănuși. Vă mulțumesc! Și totuși, cred că e bine să aflăm părerea unui poet care trăiește în iglu, Alexandru Vintilă. Cum e cu iglu ăla, domnul Vintilă? Cum îi trăiește într-un iglu? Totuși, vorbeam ieri de norvegeni, nu? De cei din nord. Ia să vedem. Cum e cu iglu? Bună seara din nou. Voi citi două poeme dintr-un volum intitulat Transparența unui popor de foci, un volum mai vechi, care a primit premiul revistei Ateneu de la Bacău. Primul poem
L-am ales tocmai pentru că trăim într-un context belicos. Beirut, Mare Nostrum. Greața unui animal dimineața și seara, când dihonia crește și descrește. Într-un oraș îndepărtat, o citadelă arsă de soare, puținul curaj pe care îl mai ai după un război nimicitor. Și altele care au mai fost și probabil vor mai urma. La limită, mereu la limită viața. O pasăre lungă ca o sfoară, istoria trăită și cea netrăită. Până la sfârșitul lumii mai e. Și e simplu de tot să tot cobori și apoi să urci deasupra norilor o tăcere confuză. În orașul Beirut, sufletele morților, suferința zace întroienită în pulberea prafului. Mare Nostrum, Mediterana bate la porțile bătrânei cetăți. Ziduri de lumină șerpuiesc mărunt, ard focuri de culoarea sângelui în largul orașului, adiere aromată a mirodeniilor, posibilitatea unui limbaj al literelor albe între pagini întregi de negru, afară și înăuntru cedrii Libanului. Și al doilea poem, am gândit să-l citesc pentru că ieri când veneam spre Bacău, într-o parte așa a cerului, am observat, era un singur nor. Pe cer, trupul moale al unui singur nor. Pe urmă o dâră însângerată de lumină și zorii unei zile obișnuite. Dar e atâta cruzime, e o mireasmă subțire și oarbă, ca o linie melodică tot mai abruptă. Dar dacă ar fi să vorbim despre toate lucrurile utile, despre golul de plin care ne închide într-un cerc, despre ploaia măruntă a unor vorbe din adins, când oscilația pendulului îți adâncește privirea într-o rutină pur și simplu, de la halucinantul dans al focului și până la apele alunecoase ale sângelui. Iată cum trec anotimpurile, propozițiile dense și inegale. Vă mulțumesc! Într-o zi o să aflăm și cum e cu iglul ăla, Marea Paraschiv, rog să vină. V-am spus, mai avem și se pregătește un adolescent septo, Jurebi Mircea. Bună seara, mulțumesc domnul Brăneanu pentru invitație. Nu eram hotărâtă ce să citesc din cărțile mai multe care le am, dar întâmplarea face, m-am gândit să vă spun sau nu, dar hai să spun, că zilele astea, umblând prin site-urile de literatură pentru copii, de literatură românească, literatură propriu-zis, am găsit întâmplător de la o colecție N-autor de literatură contemporană coordonat de Alexandra Popescu, care propune pe data de 19 ianuarie 2016, spune așa, votați cea mai bună carte românească în 2015, Povara tăcerii, de Marea Paraschiv. Surpriza mea a fost mare și m-am hotărât ca să citesc de aici o poezie, un practic ce cuprinde, ce trebuie să cuprindă site-ul ăsta care îl conduce doamna, să fie, să aibă sentiment, tristețe, regret, melancolie, durere, cu elemente filozofice.
Acum să vedem dacă mă pot încadra în această temă. Am ales așa drumul la colțul de case. Nu-i poezie, e un poem în proză. Un tăvălug a venit peste mine, m-a prins până în gât. Aș vrea să scap, dar ceva mă trage magnetic până îmi soarbe respirația. Nimeni nu se oferă a mă vedea. Mă dau în întregime jocului întâmplărilor. Merg ca orbul, aș vrea să nu o pot face. Călătoresc, mă agăț de vise încurcate, tăinuite pe la colțuri de case, ridicate spre cer albe și multe. Drumuri adâncite între pereții care mă amețesc. Porți închise mă ocolesc. Încerc să alerg, mi-e frică de mine, o să mă pierd. Umbre tăcute mă privesc, disper. O mână străină întinde misterul printre zăbrele. Umbrele iscodesc și apoi pierd. Timpul se șterge, se zbate în ungher. Totu-i înalt, singurătate în sus și în jos, gheața-i măcel. Scrie, scrie, îmi spune, și piere în eter. Mă stăpânesc, nu alerg, doar caii albi desfică secara în câmpie. Vor margini de cer omenesc, izvor de ciocârlii îi opresc. Vor viața mea de acum sau ceea ce am fost înainte de a fi drum. Da, mulțumim, Mara. Urmează domnul Jurebie, adolescentul Septo, în care am intrat și eu tot adolescent Septo, uitați-vă la mine, așa. Și dacă mai e cineva și vrea să-mi spună, domnul Savin, vreți să citiți ceva? Nu. Cine mai e cineva care vrea? A, domnul Botez. Înaintea tandemului Valeria Manta Tăicuțu Dinescu, dacă mai știți că articolul ăla 14 din Constituția Americană, dacă aveți ceva, spuneți acum, dacă nu, staceți pentru vecii. Deci, care mai e să spun acum, dacă nu, să vină să citească acum, dacă nu, încheiem. Vă rog, domnule. Am și eu în noiembrie. Noiembrie își trece în neguri cenușa și zilele scurte și nou dimineață. Un fric te cuprinde în strânsor de cătușe. E ceață și rece, e rece și ceață. Timid de strecoară o rază, speranța îndată se stinge pe avântului față, ce ușa e închide și țintuie clanța. E ceață și rece, e rece și ceață. Prin ramuri golaște se zbate o frică, rugina din frunze, acum fără viață, își leagă năpalii tristețea și pică. E ceață și rece, e rece și ceață. Și nu știi când seara în noapte dispare, iar vaga lumină în jos se petrece. Un licăr de lună scânteie arare. E rece și ceață, e ceață și rece. Și acum o ultimă, repede, care se numește Umbre de poeți. Umbre, 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 umbre de poeți se petrec timide și dispar în ceață. Timpul e înghite, vorba le îngheață, soarta le încuie cu negre peceți. Istoria lumii le trece niciunde prin colbul uitării, veșnici pelerini care scriu poemul pe ale vieții unde, biete holograme în ochi de străini. Ce rămâne în urmă? Rime sufletește încrustate în piatra trecutelor ere, cu data tristeții și cui de durere, în dizarmonia anilor grotești. Versuri ce suspină cu melancolie, plânsul și lâneacă în scâncet molcum, lăcrimează chipuri în poze de album și închid coperta cu o poezie. Noaptea lasă locul alte dimineți, însă omenirea nimic nu învață. Umbre, 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 umbre de poeți se petrec timide și dispar în ceață. Vă mulțumesc! Dacă puteți să aplaudați, înseamnă că mai putem să-l ascultăm pe domnul Botez și pe urmă doamna Valeria Tăicuțu și Viorel Dinescu, după care o să luăm o pauză de 5, maxim 10 minute. Și după aceea revenim în cel mai important, nu, pentru că cred că ați amorțit, stând de două ore pe scaun, e normal să o leagă, dacă mai stăm încă o oră și ceva, ne urcăm pereți, așa că luăm o pauză de 5-10 minute și pe care intrăm în faza cea mai importantă așteptată. Vă rog, domnul președinte.
Să vi-l prezint, cei mai mulți să știți pe domnul Mihai Botez sau Stâncaru, profesor universitar, eseist, prozator și critic literar, cred că și poet. Nu, poliglot. Da, poliglot, da, sigur, a fost profesor în Franța, la Universitatea din Franța, nu? Și la liceu parcă în Franța, nu numai la universitate. Da, am făcut școală. A făcut școală în Franța, da. Are doctoratul dat în Mallarmé, în Franța, deci vă dați seama că stă de vorbă cu o personalitate. A fost profesor, să nu uite, la Bacău, la Vasile Alexandrei. Vă rog, domnul profesor. Da, nu se numea Vasile Alexandrei atunci, era Universitatea din Bacău. Dar să-i permiteți lui Mihai Stâncaru să citească ceva, pentru că e vorba de francez, poet à ses heures, pentru că din când în când mai intri în starea poetică, eu nu sunt sinatura negat, n-ai ce să faci, dar ca să înțeleg poezia, ca să pot lucra cu oamenii, așa trebuie să treci prin asta. Nu se poate o literatură fără poezie. Când îi întrebam pe studenții care nu știau aproape nimic, spune-mi ceva, spune-mi niște nume măcar, îmi spuneau nume de poeți. Și asta e un lucru îmbucurător. Așa, le mulțumim tuturor poeților că există, pentru că, uite, ei dau viață literaturii cu L mare. Bun. Un poem. Eli, Eli, Tu, Doamne, ce-ai plecat și nu mai vii, și în cer slăvit de-a pururi ai moșia, nu ne uita unde aridă-i glia, Eli, Eli, lama sabachthani, cuprinde cu privirea-ți vieții fii, te înduplecă, spre noi urechea-ți pleacă, amar nitraiul, peastă piatră seacă, Eli, Eli, lama sabachthani, ne paște hăul, ne-o împrăpăstui de rugămintea, nu ne-o iei în seamă, cu treierați suntem de-a morții teamă. Eli, Eli, lama sabachthani. Da, bravo. Ați văzut că și un critic literar poate să scrie poezii, mai ales religioase și cu simțire profundă, spirituală, doamna Valeria Taicuțu. De la rând cu seara ta, așa, dar dânsa are rădăcinile atât de adânci aici în Bacău, la Comânești, încât a ajuns până la Tristan Țăravă, nu? Am să vă citesc un cântec de leagăn. Să văd dacă mă poate bate Viorel Dinescu la acest capitol, că suntem în tandem. Sunt fierbinte, fulgii de zăpadă nu mai ajung pe haine, se topesc la un centimetru de inimă, în dreptul ei. Pe haine rămâne doar o pată mai închisă, are formă de inimă și miroase a ars, palpită aritmic. E la modă să fii cardiac. Dai mai repede valea de lacrimi pe locul cu verdeață, fără întristare ori suspin. Când m-am născut, era viscol, era ianuarie. Era o vreme să nu scoți copilul din burta mamei ca să-l trimiți în lume. Pe malul trotușului sângerau miei, mielușei, smulși de lupi din saivane, părăsiți acolo în zgomotul puștilor descărcate de stăpânii cocoșilor de munte și ai pieilor de zimbru, de vulpe, de urs. Miei, mielușei zăceau pe mal, pluteau pe el ca pe o apă, cu strigătul oprit în ochi. Se uitau la ei niște nori și niște fulgi de zăpadă, până intrau sub gheață, sub frig și nu se mai vedeau. Eu îi auzeam, fiindcă nu eram completă, complet ieșită din vis, din valurile lui călduțe, din întunericul lui matern, îi și vedeam, fără să-i recunosc. Nu le învățasem numele, nu știam cuvintele noii lumi, iar cea din care tocmai plecasem se topea foarte blând. Mă legam prin țipăt de cuvintele ei și le uitam pe loc și pe veci. Erau cuvinte din limba îngerilor, de uz intern, nu de circulație internațională. Nani, nani, auzeam și mi se părea că se rupe ceva în dreptul inimii.
Nu știam că așa se numește, dar miei știau și mă învățau și pe mine. Nani, nani. Și fulgii de zăpadă cădeau cu zgomot și nu se mai topeau. Vă mulțumesc! Pentru cei care o cunosc mai puțin, sper toată lumea o cunoaște, dar vreau să fac precizări necesare. Doamna Valerie Tăicuțu este poetă, prozatoare, critic literar, eseistă, director de revistă Spații Culturale și animator cultural. Este într-adevăr o persoană care merită tot respectul nostru și membru, dacă vreți, al Comitetului de Conducere a Filialei de mulți, mulți ani și a fost totdeauna alături de noi și ne-a susținut în toate activitățile noastre. Așa că vă rog să o aplaudați încă o dată. Iar domnul Valeriu, clar, mă gândesc la altcineva, Viorel Dinescu, da, prietenul nostru, de ani de zile. Cred că ai cam vreo 15 ani de când ești prezent an de an la Bacău, la manifestările noastre. E un prieten, e mai mult a nostru decât al lui Gârbe la București, dar să-i faci și asta e. Hai să simt întotdeauna bine în spațiul acesta mioritic. Nu, Miorița pornește de undeva, în intersecția de la Soveja cu Cașin, Mănăstirea Cașin și cu, ziceți, Brescu. Deci, e clar, e spațiul mioritic definit clar. Nu-l putem ignora. De-aia se simte bine. Pentru că nu, cândva era și transformanța asta. De aici se pleca prin Galați, se mergea în nordul Dunării și se ajungea până în Turcia, până în Caucaz. Nu, până în Caucaz. Da, poate și în așa. Așa că acum transformanța invers. Domnul Dinescu vine spre noi cu poezia și cu... la fel, este culmea. E urmaș al lui Ion Barbu. Matematician de profesie, profesor de matematică și unul bun de excepție, chiar are și nu o carte, ecuațiile albastre. Așa? Deci scrie poezii, o să vedeți, e un poet foarte bun, premiat de Academia Română, deci e un poet pe care cei mai mulți îl cunoașteți. Haideți să-l ascultăm în încheiere și pe aia să vă mai spun două cuvinte, cum organizăm partea ultimă. Și mai vedem ce facem la partea a doua a întâlnirii noastre, aia mai frumoasă așa de socializare. Vă rog. Domnule președinte, eu mă consider prietenul prietenilor mei care sunt în sală astăzi, sigur și al Bacăului. Am să intru în, știu, scena prezentării poemelor mele cu un motto luat chiar de din cineva, o să recunoașteți. Așadar, la toamnă, când frunza va îngălbeni, când pentru ftizici nu se știe ce vremuri vor veni, alcoolizat, bătut de ploi cum n-a mai fost cândva, târziu, la geamul tău, încet, cu o monedă voi suna. Sigur, la secolul pe Bacovia. Și acum am să vă prezint trei poezii pe care le dedic lui Bacovia. Una se numește chiar Bacoviana. Mă asediază frunzele, tu râzi, spre tine obosesc urcând viori. Averea mea, o muzică pe ape, o să se piardă undeva în zori. Cu un gând mă lepezi, cu altul ai să mă chemi în casa cu pereții albi și goi. Ascult cum timpul cade și nu știu de ce se lasă noaptea între noi. Mai vezi și toamna deschizând spre mine ferestre lungi din blânde vulpi polare. Nu trage storul vechi peste păduri pierdute sub o tragică din soare. Și iată încă o poezie, Hieroglifă, deci totul lui Bacovia. Sub depărtatul stelelor de scânt, o altă față a lumii se arată,
E o după amiază grea, decolorată, și ploi de frunze vin și pleacă în vânt. Pășesc încet prin timp, ca prin nămol, pe un fund de veche mare scufundată, când toamna dintre râpe se arată ca un străvechi și fabulos atol. Eu după amiază fără Dumnezeu, vițelul soarelui se aruncă în suliți, bucăți de pergamente ca dănuliți, parcă s-a spart în noapte un muzeu și te visezi la limita tăcerii în hieroglifa de argint a serii și învins de vinuri. Sunt plecat, iubito, zorii ies din flori, mă grăbesc că poate voi albi pe drum. Am luat cu mine marile erori care îmi umplu gura cu al lor parfum. Printr-un lan de pleoape mă preling mereu și în oraș din lună singur mă îndemn. Curge vin albastru dintr-un veche cou, pe cadranul serii cade un de lemn. Iată, vin din ceruri frunze înghețate, marginea de lună se îngustează iar, stau învins de vinuri, cât vor trece în noapte păsări răpitoare cu aripi de jar. Sunt plecat, ucide fluturi rămași, ca să mă aștepte într-un alt delir, bate vântul serii peste pomi arși, risipind din urmă rugi de trandafir. Vă mulțumesc! Mulțumim și să încheiem în același spirit al toamnii cu câteva trei versuri. O să vă dați seama, deci, a cui sunt versurile. Vine toamna, vine toamna și iar ne gândim, vine toamna și îmbătrânim. Adrian Păunescu. Da, mare adevăr, mare, și un mare poet, cred că unul dintre cei mai mari poeți. Eu nu fac clasamente, am fost totdeauna împotriva acestor clasamente ca la fotbal, ăla e mai mare, auzeam odată o tâmpenie spusă, zice, domnule, primul loc e Eminescu, sunt trei locuri libere, după aceea vine Argheze, după aceea vine Blaga, după... nu, haideți să nu. Fiecare reprezintă epoca sa, a trăit în epoca sa, a exprimat epoca sa și fiecare își are exprimarea și stilul și vine cu ceea ce a simțit. Deci nu, chestia asta că avem, bun, am acceptat sintagma de poet național. Asta este altceva, pentru că au și, cam toate poporile și-au creat un astfel de simbol, nu? Rușii l-au pe Pușkin, ungurii l-au pe Teofi, ăștia cine mai... Noi l-avem pe Eminescu, Șefcencu la ucraineni, așa, Leopard de la italieni și... Mă rog, nu mai acum îmi aduc aminte. Dar vreau să vă mai spun ceva înainte de a încheia. Sper că a fost un regal de poezie și sper că v-a plăcut și că v-ați umplut sufletul de lumină și de bucurie și de spiritul acesta a trăirii poetice. Și vă mai spun ceva, stând aici, ăia de acolo mi-au transmis un semnal. V-au aplaudat în frunte cu Eminescu, cu Argheze, cu Blaga, cu Bacovia, Alexandrii și așa mai departe. Au aplaudat la unison, a zis, da, bravo, poeți adevărat care vin după noi. De aceea, să fiți fericiți că aia de acolo sunt cu dumneavoastră și vă apreciază. Și noi vă apreciem și vă mulțumim că am trăit două zile de adevărată, sau ca să vorbesc cu un pleonasm, am trăit două zile de adevărată trăiri. Ar merge cumva așa, strecurată, nu, domnul Dumnezeu? Dar a fost două zile, eu zic, minunate. Mâine doar va fi o chestie de revista revistelor și o să prezentăm revistele. O să aduc și o revista Plumb, că n-am avut timp să o aduc azi, să o distribuim. Am înțeles, mai avem și niște reviste Ateneu. Și celalți care au venit cu reviste, doamna Tăicuțu, domnul...
și a venit și doamna Camila Radu, 13 plus cu domnul Isachi. Literatura și arta l-a adus domnul Dinescu. Deci mâine vom avea iarăși un regal, dar de reviste, de la ora 10.